Este haos și pe calea ferată, tot din cauza vremii, trenul ajung în gara de nord cu sute de minute întârziere. De vină sunt, bineînțeles, nisorile, dar și copacii care au rupt liniile de înaltă tensiune. Traficul feroviar a fost dat peste cap, iar răbdarea călătorilor care au fost nevoiți să aștepte în vagoane a fost pusă la grea încercare. Mai multe trenuri au avut întârzieri majore din cauza viscolului, a vântului puternic și a frigului, circulația feroviară fiind afectată pe sucursalele regionalelor Galați, Iași și Brașov. Cât a fost? Aproape de 3 ori a fost cauza, s-a rupt firul de contact. S-a stat pe loc? Am stat în ajut. Cât ați avut? 2 ori. Da, am avut. Cât ați avut? Aproape 2 ori? Aproape 2 ori. Și cum a fost în tot timpul? Vin de la Periș, m-am urcat. Și am înțeles că era trenul de 7. Au anunțat. Ce v-au zis? Au spus că e din cauza zăpezii. Foarte complicat a fost. Au fost copaci care au căzut? Da, au fost copaci și să vedem, răspunde ministerele astea mediului, pădurilor, să plătească daunele astea care le suferim noi. Da, a fost întârziere. Nu mai ce unde. Unii călători au făcut haz de necaz. Veniți cu trenul de Vatra Dornei? Da. Și cum a fost, doamnă? Foarte bine. Foarte bine, cu 155 de minute întârziere? Da. Sunteți obișnuiți, adică? Da. Place să ajungeți. Evoluție până acum, totul e ok. Și trenurile care pleacă din gara de nord pot avea întârzieri și asta din cauza unui protest spontan la revizia de vagoane Grivița. Colega mea, Rodica Tilică, se află în gara de nord și ne aduce mai multe detalii. Bun găsit, Rodica, ce se întâmplă mai exact? Bun găsit tuturor! Dacă până acum vorbeam despre întârzierile înregistrate în ceea ce privește trenurile care trebuiau să ajungă aici, în gara de nord din capitală, iată că avem acum și o altă situație și ne referim aici la întârzierile înregistrate de trenurile care urmau să plece de aici, din gara de nord. Cea mai mare întârziere o are trenul la care ar fi trebuit să plece spre Deva la ora 13:15, însă va pleca peste 160 de minute, adică o întârziere de aproape 2 ore și jumătate, timp în care călătorii își testează practic răbdarea și spun că nu au altă variantă decât să stea în gară și să înghețe sau să se mai încălzească fiecare cu câte un ceai. Și trenul spre Galați are o întârziere de 110 minute sau cel de Craiova, care va pleca peste 60 de minute. Și asta în urma faptului că angajații au declanșat un protest spontan pentru că nu a fost încă aprobat bugetul CFR pentru acest an și nu poate fi semnat noul contract colectiv de muncă, acel contract care include și măriri salariale. Se circulă în continuare destul de greu pe calea ferată. Vă reamintesc că și ieri trenurile au rămas nemișcate ore întregi după ce vântul năprasnic a doborât mai mulți copaci pe calea ferată. Iată că astăzi s-a repetat scenariul.